Bună seara, stimați telespectatori! Am revenit în această emisiune mai dinamică decât de obicei și asta datorită invitațiilor pe care i-am în această seară, oameni de spirit, dar și oameni de sport. Senatorul Marius Marinescu, sportiv prin excelență, ne uimea chiar în Parlament cu ridicările pe care le făcea ridicând sute de kilograme, i se și spunea senatorul mușchilor, asta nu pentru că n-ar avea și mușchi la cap, pentru că este, așa cum am mai spus, recordmenul legilor promulgate în Parlament, un model pentru cei care vor să facă politică bună, corectă. Și cel de-al doilea invitat în premieră la emisiunea Românica Mea, este nimeni altul decât Radu Valahu, un cunoscut campion de powerlifting și de Skanderbeu, un organizator de altfel. Bine, eu sunt macedonean și Skanderbeu a fost un erou local. Skanderbeu, era erou albanez? Albanez, da. Gervi Castrioti, pe numele lui. N-are o legătură, n-are dragul și o legătură foarte mare. Noi îl numim, românii, Skanderberg. Da. În alte țări se numește arm wrestling, lupta brațelor. Lupta brațelor, da. Deci, da. Sau luptă marinărească, îi se niciodată. Mai spunea. Da, bine, era după aia a fost adusă de Jack London și marinarii americani, a fost introdus în America acest sport al bărbăției, Skanderbegul, deci cum vorbeam, lupta brațelor. Dar care e legătura chiar așa cu eroul Balcanilor, cu Skanderbegul? N-are o legătură, nu are neapărat o legătură, chiar nu are o legătură. Noi am luat etimologic un pic așa denumirea. E Skanderberg ca și sport, dar Skanderbeg este, era și un coniac, parcă. E bine, normal, era marca albaneză, și... tot ce e albaneză, Skanderbeg. Și asta e lupta brațelor, luta di braho, cum îi zic spaniolii, sau braccio di ferro, cum zic italienii. Deci, da. Brațele puternice, ideea este că brațele puternice trebuie să se folosească unde trebuie. Nu în fețele copiilor și a femeilor. Este un sport într-adevăr bărbătesc și domnul Marinescu a făcut sport de performanță. Într-adevăr, am dus multe greutăți, cum se spune. Și cum zicea latinul, că mulți au impresia, mens sana in corpore sano. Dar deci și că nu prima are dată, nicio prima legătură dată, forța psihică cu forța fizică. Când le ai pe amândouă, e bine să te ferești de noi. Știi cum se zice? Voi ăștia care pângăriți. Oamenii care greșesc și, în primul rând, de lege, nani. Atât timp cât există legi, legile nu sunt făcute să le încalci. Cu toate că la noi în țară se mai încalcă legi. Asta e marea greșeală. Eu nu spun acum, Dragoșe, ca o persoasiune. Persoasiunea înseamnă capacitatea de a încerca să convingi pe cineva. Exact. Nu. Eu spun acum că adevărul este unul singur. Iar oamenii, privitorii, copiii, cei care încă nu s-au format, trebuie să înțeleagă că nu câinele este dușmanul omului. Și ultima cale pe care un om trebuie să o folosească este violența. Violența se spune că este apanajul imbecililor. Intelectualitate, inteligența înseamnă non-violență. Oricine apelează la violență nu este om. Oricine apelează la violență nu crede în același Dumnezeu și unicul în care credem noi. Nu. Nu există violență. Nici în familie, nici cu câini, nici să bați femei pe stradă. Eu invit cu drag între corzi, în cușcă, la masa de Skanderberg, să simtă durerea. Durerea este o stare foarte plăcută în momentul când o simți pe pielea ta, nu când te excită, când lovești oameni vinovați. Frumos spus. Frumos spus, într-adevăr. Nu, adevărat spus. Poate și frumos spus, dar și adevărat. Ăsta e mesajul. Astăzi vreau să trimit. Ai zis că sunt prima dată în premieră, sunt prima dată la voi, vreau să fiu făcut. Totdeauna cred că am fost făcut, înțeles, purtând drapelul României, sunt un ultranaționalist, chiar mai devreme m-a sunat și vreau să zic un singur cuvânt despre domnia sa, domnul general Mircea Chelaru, a zis, românismul se practică cu români. A zis, poporul meu este, Dumnezeul meu e poporul român.
ca să-l parafrazez, un român adevărat. Puțini oameni, puțini români ca și... Generalul Meran, vreau să spun, generalul Eugen Meran, când m-a așteptat șeful jandarmeriei Băneasa. Băi, nene, oameni de structură. Doamna Lipă, când am dat mâna cu ea, am simțit, Dragoșe, că dau mâna cu sportul românesc, mă, nene. Știi ce înseamnă structura omului? Când am dat mâna cu domnul Marinescu. Bă, ăștia sunt adevărații oameni, bă, de care trebuie să fim mândri, bă. Nu funcționari sau ce sunt pseudo-funcționari, pseudo-angajați, care ce istorie au în spate? Mizeria, trădarea unei țări? Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, nu? Ăsta ne e imnul și trebuie să-l luăm nu numai ca pe un imn, trebuie să fie o stare de spirit, trebuie să gândim, în primul rând vorbeam de substanța cenușie, să gândim cu inima, fraților. Asta e, cu inima. Adevăratele noastre modele sunt oamenii de cultură, oamenii de știință, oamenii care au performat în sport, oameni ca Radu Valahu, care este, știu eu, un deschizător de drumuri pentru tinerii noștri, pentru tinerii care nu știu în ce direcție să o apuce, pentru cei care au foarte multă energie și vor să facă performanță, dar trebuie să apuce de muncă, o muncă asiduă. Mi-aduc aminte când și eu făceam performanță aproape 30 de ani, de la 12 ani am practicat sportul acesta de forță, ajunsesem să ridic într-o zi, într-un antrenament, 30-40 de tone, într-o zi chiar și mai mult. Era o muncă groaznică, transpirai, dar aveai niște satisfacții, fiindcă tot timpul încercai să te autodepășești. Și sigur, și rezultatele vin. Când făceam eu sport înainte de 90 și după 90 până 94, nu existau săli de performanță, nu exista aparatură cum există acum. Trebuia să muncești foarte mult, cum a muncit și Radu și muncește în continuare. Vorbeam cu Radu în pauză și spunea că tinerii din ziua de astăzi vor imediat să atingă performanța, vor să fenteze, să păcălească, iau anabolizante. Ei, nu ăsta este sportul adevărat. Sportul adevărat este o competiție. Așa este. Deci este o competiție loială, da, corectă. Vezi aici, dacă Sorin Oprescu ar încuraja mai mult, eu, de exemplu, particip și la vârsta mea la competițiile de maraton. Dar sunt oameni care... Deci am un competitor de 80 de ani la ora actuală. Eu am concurat alături de el când avea 78 de ani. Eu organizez, mă rog, particip la organizarea maratonului montan de la Azuga. Deci un traseu greu de 27 de kilometri, alergare pe munte, câteva mii de metri diferență de nivel. Ei, vreau să spun, la 78 de ani, cum a reușit să alerge omul ăla și, repet, e alergare pe potecă de munte. Nu pe drum forestier sau pe absolut e un alt extraordinar. Sport, e sportul, hai să zic, opus sportului pe care îl facem noi, exact, de forță. Da, 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 da. Eu la 120 de kilograme n-aș putea să alerg pe munte. Exact. Ratul care cred că are 150, cât ai Ratul. Este, până la urmă, tot o întrecere cu tine însuți. 140-150. Tot o întrecere cu tine însuți, pentru că ești singur, după ce au trecut 10 kilometri, după primii 10 kilometri, practic nu există organism care să nu înceapă să sufere. E, și momentul ăla intervine psihicul. La orice alergător de mare distanță știe chestiunea asta. Hai să spun eu vis-a-vis de ce spui tu foarte bine acum. Ce pățesc eu când eram student la facultatea de instalații? La un moment dat m-am dus la ora de sport. Eu făceam, în sfârșit, powerlifting la timpul respectiv, un sport de forță. Eram foarte dezvoltat față de colegii mei. Eram dublu ca mărime, să zic așa. Și mă pune, în sfârșit, profesorul de sport, domnule, el știa că fac sport, zice, domnule, dar totuși trebuie să dai niște probele astea. Mă pune la 100 de metri să alerg. Sigur, noi, prin sportul pe care îl facem, nu alergăm, lucrăm numai la sală, în sfârșit. Dar nu sunt răi oamenii puternici la 100 de metri să descurcă destul de Hai bine. Hai să spun la surpriză. De la și la 100 de metri, când mă pune să alerg, obțin 11,2. Domnule, excepțional. Foarte bine. Da. El a rămas impresionat. Și îmi spune, Marius, gata, merg cu tine la campionatul ăsta, universitar de atletism. Eu am spus, domnule, dar eu nu pot, eu am făcut chestia asta la 100 de metri, dar nu pot să merg. Și mă duc la campionatul ăsta universitar, în sfârșit, din partea facultății, Universității de Construcții. Eu obținuse cel mai bun scor. Și când mă duc la start acolo, îi văd pe ceilalți participanți la 100 de metri că se antrenau, alergau câte o tură de stadion.
Și profesorul zice, păi da, zice, nu alergi și tu să te încălzești o tură de stadion. Zic, dumneavoastră, dacă alerg o tură de stadion la 130 de kg, sunt terminat, mai pot să alerg pe urmă. În sfârșit, am alergat și nu știu, cred că am ieșit pe locul 3. Erau unii foarte buni, care erau foarte supli, ușor și alergau foarte bine. Aveam postere pe toate centrele universitare, să obții locul 3 la viteză, la 100 de metri, toate, era ceva. Da. Dar eu niciodată n-am practicat sportul ăsta de viteză, absolut niciodată. Dar cum spunea și Radu, forța îți dă, hai să zic, reacție foarte rapidă. Și din cauza masei musculare pe distanță foarte scurtă, tu poți obții un timp absolut, foarte bun, dar pe distanță foarte scurtă, nu lungă. Forța e masa ori accelerația. Sigur că da. Și ai accelerație foarte mare când faci sportul ăsta de greutate, dar nu ai anduranță în schimb. Știi ce se întâmplă? Pe timpul lui Ceaușescu, înainte de 90, știi că exista acea competiție extraordinară care îi spunea Daciada. Și da, toți, în sfârșit, începând de la școală, existau competiția asta sportivă pe diferite discipline. Veneau antrenorii de sport și se uitau la tine. Băi, ăsta e mai solid, mai robust, îl luăm la, nu știu, la haltere, îl luăm la un sport de forță. Altul era mai înalt, să uita și la părinți, domnule, pe ăsta îl luăm la basket și așa mai departe. Deci exista trierea asta, da, și exista exact pepiniera asta extraordinară. Și existau competiții începând de la nivel de școală, la nivel de, știu eu, de cartier, la nivel de sector, la nivel de municipiu, la nivel național, Daciada. Era o competiție extraordinară. Și asta era, cum spuneam, pepiniera pentru sportul de performanță. Și nu numai aici. Exista acea bază, spre exemplu, și în cultură, dacă e să o luăm în muzică. Exista cum, Cântarea României, spunea. României, la da, fel. Da. Cei care astea, Marius, astea promovau, sunt specifice, au fost specifice țărilor socialiste. Rușii au introdus Spartachiada la nivelul Uniunii Sovietice. Sigur, și, într-adevăr, da, era un model după Spartachiada. Da, da, da. Sigur, la sigur. Noi s-a introdus Dacia, dacă au. Că la, și numai la nivel și de București, cultul ăsta pentru daci, vezi, pentru sigur, tot. Exact. Dar să nu uităm că la nivel de București, înainte de 90, erau circa 200.000 de sportivi la nivel de București, erau peste bazele sportive, 20 de baze sportive numai în București, nu mai spun de cluburi, în sfârșit, sportive, școli sportive și așa mai departe. Deci exista o aplecare către sportul de masă. De acolo și din sportul ăsta de masă rezultau, știu, performerii noștri. Exact. Să nu uităm că la Olimpiada din 1984 de la Los Angeles, România a obținut 40 de medalii de aur. Păi acum 2 ani de zile... Și în 80 la Moscova, și în 80 așa, la Moscova, la fel. Acum 2 ani de zile, la campionatul mondial de la Londra, am mai obținut cât 9 medalii de aur. Deci asta este disproporția. Astea sunt... Aici putem face o comparație. Fără să fie sportivi, multe față, sporturi atât de bine plătiți ca în ziua de azi. În, da, în momentul atunci, de față, da, aproape toate bazele sportive au fost distruse, transformate în cluburi de noapte. Ia păi de ce văd tinerii noștri care termină, care, știu, intră la școală? În ce cercuri să duc ei? Cum sunt educați? Păi și prin sport se educau foarte bine. Și prin muzică, prin artă. Asta vreau deci să vă și întreb. Asta vreau să vă și întreb acum, pentru că am vorbit de animale, dar tot în paralel vine și educația asta a tinerei generații. Și amândoi sunteți promotori, mă rog, mai ales Radu este un promotor al competiției sportive din zona asta de forță în general, nu? Da. Cum reacționează un tânăr pe care l-ai luat de pe stradă de multe ori, probabil că ai văzut tineri cu apucături de-astea mai violente, mai rebele așa, și ai dus la o sală de forță sau la un ring de lupte sau, mă rog, într-un loc unde au putut să-și manifeste în mod sportiv excesul de putere, de forță. Cum au reacționat după ce au început să se încadreze într-un program de antrenament, într-o competiție? Nu există niciun... N-am ratat niciodată. Vreau să spun, Dragoșe, că oameni, copii, care n-au exemple acasă. Tatăl lor, dacă e un bețiv și bate ăla, nu e un exemplu. Ei cred în mine. Dacă ei cred în mine, eu ce pot să le zic decât adevărul. Trebuie să fim altruiști. Înțelegi? În momentul în care direcționezi omul, că de la asta pleacă tot, aici gravităm noi astăzi. Gravităm în subiectul de azi este violența, fraților. Deci nu poți direcționarea unuia care are poate o esență. N-a avut o educație. Asta vorbea și domnul Marinescu, disciplina care se obținea prin cluburile școlare sportive.
Prin armată. Armata nu se mai face. Da. O mică paranteză. Am fost la unitate de pompieri, unitatea specială din Boldești. M-au așteptat toți în formațiune de luptă. O chestie incredibilă. Mă simțeam mândru. Nu numai că sunt român, că sunt printre ei. Mă simțeam ca Leonida. Știi, cu 300, erau vreo 200 și ceva. A fost ceva spectaculos. Așa trebuie. Peste tot pe unde am fost în țara asta, peste tot pe unde am fost, copiii m-au ascultat și au crezut în mine. Ei pot fi salvați. Salvați de ce? De ei înșiși, de violență, de niște căi greșite. Că asta le-am zis. Drogurile, violența, băutura, toate sunt, toate mănâncă la aceeași masă. Batem câinele, că asta spuneam. Bă, câinii nu sunt, mă, injectați, înțepați cu letale. Nu, sunt bătuți cu ranga, tată. Canibalism, se mănâncă între ei. Nu se poate oribil, așa ceva. Oribil, da. Oamenii, de asta trebuie să învețe de mici. Dacă nu-i mai salvăm pe ăștia mari, hai să-i salvăm pe ăștia mici. Sau ăștia mari trebuie să înțeleagă. Băi, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu viața noastră? Cu banii noștri? Într-adevăr, nici în spor nu sunt bani. Dar trebuie să o iei pe calea bună. Dacă ești un bun credincios, crezi în Dumnezeu, crezi în familia ta, știi cum se zice, 7 ani de acasă, dacă familia ta nu e în stare, tatăl tău, îți voi spune eu. Îți voi spune eu, îți trimit eu mesajul. Totdeauna mi-a plăcut să trimit un mesaj, înțelegi? Asta e cel mai important. Asta e, adică totul. Ce fel de mesaj? Cum? Cam un ce mesaj, zi? Bineînțeles, pozitiv copiilor. Ce să facă și ce să nu facă. Binele e același. Ți-am zis, zăpada totdeauna va avea aceeași culoare, indiferent de nuanțele în care o privim noi. Ea va avea aceeași culoare. Știi cum era când eram mici copii, nu mânca zăpadă galbenă. Va avea aceeași culoare. Mesajul meu este să facă sport, să nu, mesajul meu ca om de contact, al sporturilor de contact, venit din sporturile de contact, există săli. Există locuri în care frustrarea, poate, răutatea. În momentul în care te duci la sală și te faci praf 3 ore, nu mai mai energie nici să dai în femei, nici să înjuri, înțelegi, vii acasă și atunci se creează, îți construiești, te autoconstruiești. Nu toți oamenii sunt autodidacți. De aceea noi, cei care am trecut prin niște lucruri, putem să trimitem mai departe mesajul lor. Același mesaj îl trimitem tinerilor, oamenilor. Că am văzut ce se întâmplă. Nu se poate să se întâmple așa ceva. Nu se poate să acceptăm noi cei buni, cum am zis mai devreme, știi cum erau toate poveștile, totdeauna va exista unul rău și unul bun. Noi cei buni avem un mesaj pentru cei care au urechi să ne asculte și minte să înțeleagă. Luați-o pe calea care trebuie. Învățați, studiați și vedeți, filtrați voi singuri, că oamenii trebuie să filtreze prin propria putere, prin prisma lor, ceea ce se întâmplă. Corect. Marius, tu te-ai ocupat mult timp alături de Sobi Ceh, da, de și vreau să spun centrul asta. Acela din sectorul 4, da. Dacă nu mă înșel, nu? Mai unde... mulți ani, sigur. A făcut un lucru extraordinar Sobi Ceh, cum face și Radu acum. Deci Sobi Ceh ce a făcut? A creat programul ăsta, Gladiatorul, a adunat copiii străzii și i-a educat pe diferite discipline sportive. Eu i-a antrenam, spre exemplu, la forță, ani de zile. Veneau copii amărâți, copii ai străzii, copii foarte săraci, copii cu o educație precară, cu familii destrămate. Aveau, într-adevăr, niște probleme din toate punctele de vedere. Le dădeam și ceva de mâncare, că nu aveau nici măcar posibilitatea asta, și antrenam. Zilnic îi antrenam pe diverse discipline sportive, cum spuneam. De la noi au plecat către diverse cluburi, chiar au ajuns unii și campioni la nivel național și vicecampioni în diverse discipline sportive și la box și nu numai. Dar, din păcate, acest program extraordinar a fost scurmat anul trecut de către primarul general Capitalei și primarul sectorului 3, care ne-au evacuat de la școala unde desfășuram această activitate. Era o sală de sport în sectorul 3 foarte generoasă, în care Sobi Ceh făcea și cascadorie și acrobație, foarte multe discipline sportive, cum spuneam. Și din cauza, știu, unor interese politice,
au desființat această activitate care era extraordinară. Și îmi spuneau mie tinerii care veneau și se antrenau, pe care îi antrenam noi, zice, domnul senator, ce o să facem noi dacă se termină programul ăsta? Efectiv, noi ne întoarcem în stradă și ne ducem tot la furat. Altă variantă nu avem, zice, explicați-ne dumneavoastră. Îți spuneau ce putem... ei copiii chestia spuneau. Exact. Interesant. Ce putem face noi? Aici dumneavoastră ne dădeați o mâncare, erați în sfârșit educatorii noștri, ne învățați să facem sport de performanță, mulți s-au dus și s-au angajat la firme de bodyguards. Și în sfârșit aveau și o pâine, aveau un viitor. Alții s-au dus la jandarmi, în sfârșit la diverse locuri specifice sportului pe care îl practicau și unde puteau ei să se afirme mai bine. Sigur că ei nu aveau o alimentație suficientă, nu aveau, știu, posibilitatea să odihnească suficient și să nu fie stresați ca să poată să practice un sport de performanță, să obțină niște, știu eu, victorii la nivel mondial. Nu aveau posibilitățile astea nici pe departe. Dar păcat că acest program al lui Sobicec extraordinar a fost curmat de niște interese politice ale lui Oprescu, ale lui Negoiță, nu mai știu cum îl cheamă pe primarul la sectorul 3. Robert Negoiță. Robert Negoiță. Este păcat că s-a ajuns aici. Vezi că discutam despre această educație prin sport. Mi-aduc aminte că în urmă cu vreo, cred că o lună de zile, mi se pare că ți-am povestit. Eram în Herăstrău, merg în fiecare zi în Herăstrău, am un câine mai bătrân pe care l-a găsit soacra mea în parcul Bordei, când era mic, acum are vreo 16 ani de zile, și deși are curte unde poate să alerge, îl duc în fiecare seară în parc. Și când m-am dus cu el în parc, seara, la apus de soare, ce am văzut? Am auzit hărmălaie la un moment dat, lângă parcul de copii, era un individ care avea un copil și cred că avea chiar doi copii. Erau doi copii, mai erau niște oameni mai în vârstă și țipau, dădeau cu pietre într-un cățeluș care se ascunsese într-un enupăr din ăla. Și de ce făceau asta? Fraților, dădeau cu pietre, că să-l omoare, că nu știu ce... Că spuneau, câinii omoară oameni și să omorâm câinele. Bun, m-am dus acolo, am intervenit. La început era cam agresiv tipul cu copiii, știi? Când i-am spus, domnule, ce faceți? Intrați în pușcărie. Voi ce faceți? Maltratați un animal? Ce, domne, zice, lasă-ne în pace, că ăștia omoară copiii, că omoară oamenii, că aduc pușca de acasă și îl împușc. Și când m-a văzut de aproape, m-a recunoscut. A, domnul Marinescu, îmi pare rău. Zic, domnule, cum puteți să dați într-un cățel, domnule, care murea de frică, să ascundea în tufa respectivă. Erau niște oameni în vârstă, mă uitam câtă răutate pe fața lor, spunea, ia-l pe partea asta, lovește-l, că acum iese în partea asta. Domnule, asta e societatea în care trăim. Am luat cățelușul, era un cățel mic, alb, foarte slăbuț. L-am dus acasă, în sfârșit, și acum l-am dus la Valentin, la sora mea. Este inadmisibil. Nici nu se punea problema ca cățelul respectiv să fie agresiv. Cred că avea 3-4 kg, era slab, amărât, îl abandonase cineva. Dar de ce această cruzime, această răutate? Ce va face copilul ăla pe care individul ăsta, care avea și armă de vânătoare, îl învăța să lovească cu cărămida, cu piatra? Păi când va ajunge mare, își va bate și părinții, cum spunea foarte bine Radu, o să-și bată și semenii și mâine poimine va ajunge chiar să comită crime. Și mi-aduc aminte acum de un studiu sociologic care a fost prezentat în urmă cu câțiva ani și la televiziune l-am prezentat chiar eu, în care se spune că 80% dintre criminali în copilărie au maltratat animalele. Deci să dezvoltă acest simț bestialic, să zic, acest simț sălbatic în oameni, în momentul în care încep să maltrateze niște animale, încep să capete niște, să le dea niște satisfacții acestor oameni care sunt bolnavi psihic. Și când ajung mari, sigur să dedau și ajung și la crime, să comită crime. De fapt, această dragoste de animale provine de la empatia de care vorbeai tu, Radu, tu ca om puternic vrei să dai ceva din forța ta sau să protejezi o ființă mai slabă, că e vorba de un câine, că e vorba de un copil, că e vorba de, mă rog, de un om în vârstă. Da, bineînțeles. Exact cum spuneam, un om puternic nu este un om care arată fizic prin violență, subliniez acest lucru.
trebuie să-i protejăm. De asta suntem noi ăștia mai mari și mai puternici. Nu să-i călcăm în picioare pe cei mai slabi. Și cei nevinovați, subliniez, cei nevinovați, că nu sunt mici și răi. Nu trebuie să-ți bați nici copilul cu ai impresia că e rău, să-i dai cu bâta în cap sau cu șutul. L-am văzut pe unul odată și l-am ridicat deasupra solului. Zic, ce faci, mă, bați copilul? Cu picioarele dădea în propriul copil. Nu pot să cred. Extraordinar. Poți să mă crezi. La fel și cu câinii, și cu bătrânii, și cu tot. Trebuie să-i sprijinim. De-aia ne numim societate. Da, vezi, la alte neamuri. Începând de la castră, la societate, la... suntem o societate. O societate se bazează pe niște valori morale. Unde sunt valorile astea morale? Trebuie să La greci, de exemplu, dacă ai bătut un copil, că e copilul tău, sau nu că l-ai bătut, nu mai ai dat o palmă în public, păi cred că ești linșat. Deci la greci copilul e ceva sacru. Uite și ce spui tu foarte bine, Dragoș, că chiar ieri am vorbit cu Nicos, un amic de-al meu din Grecia, care e mare iubitor de animale. Ei au venit în România, au manifestat împotriva eutanasierii, au adoptat și niște câini de aici. Vorbește Nicos cu Dunis de jurnalist? Nu, al Nicos. Nu, e sportiv și el. Da. Și la ei nu se omoară animalele, nu se maltratează animalele. Ai văzut, găsești și câini pe stradă, dar îi găsești sterilizați, se ocupă de ei. Deci asta e civilizația, să ai grijă de ființele nevinovate. Și revenim la studiul de care spuneam eu că 80% dintre criminali au maltratat animale. Mi-aduc aminte de acel criminal de la coafurul Perla, de Romans din București. Îl știe toată lumea, s-a mediatizat foarte mult. Acel criminal era un polițist care a intrat într-un coafor și a împușcat soția care lucra în coaforul respectiv și a mai împușcat câteva vânzătoare și s-a constatat că acel polițist în copilărie maltrata animalele. Vezi unde duce această cruzime față de animale, această, știu eu, lipsă de toleranță, de altruism, cum spune foarte bine Radu. Deci această lipsă de educație duce la crearea unor monștri. Dacă părinții învață să maltrateze animalele, mai târziu o să-și maltrateze și părinții. Și mi-aduc aminte chiar de un caz, a scris acum 2 ani în presă, chiar din Argeș, din județul Argeș, dintr-o comună, un tânăr, un copil, a tăiat lăbuțele unui câine. I-a venit lui așa să chinuie un animal și la circa o lună de zile diferență și-a căcuit bunicul. Oh, l-a omorât. Deci vezi, să dezvoltă agresivitatea asta. Cazuri patologice. Sigur că da. Și de acum m-aș întoarce și la primăria capitalei ce s-a întâmplat cu acest huligan, acest șef al chingherilor. Vedeți, în mod sigur, cum spui și tu, el are o problemă psihică foarte gravă. Deci el ar trebui imediat controlat, acest interlop care conduce ecarisajul din București, ar trebui controlat de psihiatri, să vedem dacă nu are o deviație comportamentală. Eu sunt de acord cu tine, de data asta, chiar cel puțin după incidentul respectiv, chiar trebuia controlat. Sigur, obligatoriu. Asta fără îndoială. Vorbind de alte cazuri, răutății umane, care o găsim la mulți din semeni, când zici semeni, semeni, sau după chipul și asemănarea lui. Păi nu e mă seamănă la cu mine, nu e nici după chipul și asemănarea celui de sus, nu seamănă nici cu mine. De asta îi numim așa? Nu. Sunt niște monștri. Răutatea la unii este, cum spuneam, în stare latentă și se dezvoltă. Nu știu, domnul Marinescu, dacă toți au probleme psihice sau mulți pur și simplu sunt răi. Iar răutatea asta se dezvoltă din, că vorbeam de copilași, un copil a venit la mine și mi-a spus, mi-a arătat spre un câine, câinele ăla e dușmanul meu. Dar zic, de ce e dușmanul tău câinele? Așa mi-au spus mie părinții. Așa învață. Asta e educația care o primesc. Copilul era nevinovat în cazul copiii ăsta, nu știu. Da. Și ce fac de mici? Încep să tea cu pietre în ei. Atunci câinele automat își formează un instinct de apărare, bineînțeles. Ei trebuie altfel. În societatea noastră, cred că e a treia oară când spun, dar o repet, că repetarea e mama învățăturii, trebuie să controlăm lucrurile prin creier. Și să facem în așa fel încât să nu se mai ajungă la astfel de mizerii. Nu știu cum să le numesc, ce a făcut acest individ. Cum îi spune șeful hingherilor. Da. Este un titlu predestinat. Cum era la Robin Hood,
Omorătorul de câini, cum hoților, îi, da, omorătorul de câini, cum îi spune, da, televiziunea internațională, da. Russia Today este, da. E, omorătorul de câini, dar încearcă și cu oameni, că dacă lovea mai tare, poate intrau și niște oameni în palmares. Asta e problema, nene. Da, 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 da. Nu iubesc acești oameni, nici câinii, nici pe voi, nici pe noi. Nu, că dacă iubeau, nu ajungeau la astfel de gesturi. Și dacă nici eu nu sunt în măsură, sau domnul Marinescu, după viață de sport și de muncă, să vorbim de chestiile astea, de violență, cine să mai vorbească de ele? După viață de sport, după ce m-am luptat, am făcut box, am făcut scandăber, m-am rupt în două, da? Ce trebuia să fac? Să bat pe cineva? Să-i dau o palmă? Dacă mă supără? Dacă îi dau unuia o palmă, îi mut maxilar. Uite, am mâna cât vorba lui Florin Piersi, cât capacul de oală. Dacă îi dau unuia o palmă, îi amestec gândurile. Îi dau restart, înțelegi? Hai să vedem, apropo de ce e în stare Radu, hai să vedem o scurtă secvență dintr-un antrenament banal așa al lui Radu, da? Regia, vă rog frumos. Bine, Radule! Hai, dă-i! Bravo! Salutare, băi! Bine! Așa pentru rivali! Radu, cu doar cu o mână, trăgeai tot instrumentarul. Nu erau demonstrații de forță neapărat. Nu, un antrenament banal, am zis. Da, da. Nu prea am greutăți, adevărat, în săli. Sunt singurul om care am făcut fluturări cu gantere, eu te-am trăznesc coatele, cu gantere de 90 de kg. De 90 de kg gantera, fluturări, deci nu împins cu gantera. N-avea cine să mi le dea. Mi-au dat 4 oameni o gantere și 4 o gantera. Fac antrenamente specifice de forță pentru întărirea tendoanelor. Adică nu vreau să demonstrez nimic sau o execuție corectă ca în culturism, design-ul. Și este o... Da, asta este... asta este lumea mea, fiarele, și lumea voastră la fel trebuie să fie aceeași. Sala de sport. Nu. Dacă vrei să faci jogging, nu trebuie să alergi câinele. Nu, nu. Sau dacă alergi, dă-i un os. Vin sală, acolo îți consum energia. La fel, boxerii ăștia de pe la sindicatul hingherilor, sau cum se numește. Există saci de box. Există saci de box. Că nu știi cine te lovește vreodată și ai să vezi că doare când te ia salvarea. Când te ia bătută ca femeie. Chiar și în emisiunea noastră ai dat dovadă cât de frumos se îmbină sportul greu, dur, extrem chiar, cu cultura. Și numai prin Dragul, ceea ce ai exprimat fără aici, nu pot exista. Da. Noi nu ne-am cunoscut. Adică tu ești un tip pasionat, se vede, de cultură. Marius este un tip pasionat de istorie și chiar ieri a dat o probă de cunoaștere și zic, nu degeaba ai stat lângă Vadim acolo, pentru că amândoi aveți această retorică plină de date, de citate. De el este istoric. Sigur, sigur, el are doctoratul. Nu poate, un popor fără propria istorie nu poate să trăiască. Noi, lumea a auzit de King Arthur, care este un mit. N-a existat niciodată King Arthur. Sunt ipoteze și ipoteze. Da. Nu mergem pe ipoteze. Da, deocamdată provine dintr-o legendă. Da, și n-au fost nici barbari. Că Mihai Viteazul, că e cu articulat, nu ca Valahu, tot Valahu îi ziceau și lui, așa îl strigau, Valahi, Volohi, că de acolo vine denumirea mea, din ultranaționalismul meu. Mihai Viteazul a existat. Deci și tu ești la origine, bai, Macedon, că și... Valahi erau de la sudul Dunării, în general. Sunt născut, crescut în București. Da. Părinții mei la fel, deci sunt român, nu? Corect. Nu știu, originile le avem toți pe undeva, nu contează pe unde le avem. Important e locul unde ne-am născut
și unde avem rădăcinile, să le respectăm ca atare. Într-adevăr, trebuie să ne cunoaștem istoria, trebuie să cunoaștem și să luăm o lecție de viață din această istorie. Și cum spuneai tu, de putere, la fel, și mari luptători, mari conducători de oști români, pe câmpul de luptă scriau epopee. Deci, bineînțeles că prindeau într-un cumul arta cu lupta, cu măreția, cu dragostea. Toate aceste sentimente le trăiește atunci când adrenalina e la maxim. Dar ei de ce luptau? Să-și apere țara. Exact. Noi nu am fost cotropitori. Atila îi considera cel mai... A fost un cotropitor. Ardea sate. Nu. Noi ne-am apărat țara. Și bineînțeles că nimeni, nu, că am văzut note de 1, de 2 pe la BAC, nu putem trăi fără istorie, nene. Nu. Și fără educație. Nu se poate trăi. De asta nu o să înțelegem niciodată clar ceea ce se întâmplă cu noi. Și exact cum spuneam, cum vorbeai tu, vorbeam de competiție. Nu, până la competiție de sport, în primul rând trebuie să te depășești pe tine însuți. Aia e marea competiție. Când ai reușit să te depășești și să fii cu 5 minute mai deștept ca ala de lângă tine, cel fără de păcat să arunce piatra, știi cum e? Când, că e om sau că e animal, cel fără de păcat să arunce cu piatra. Nu aruncați, bă, cu pietre. Fraților. De multe ori, din păcate, chiar comentariul sportiv excede competiția și îl duce într-o zonă de conflict. O duce competiția într-o zonă de conflict fără niciun sens. Până la urmă, competiția sportivă e cu totul altceva decât încălzirile verbale. După cum toată lumea mă știe, prostii. Eu am un stil, ți-am zis, sunt și coleric, am și un stil belicos, a se înțelege, de la belo, război. Stilul meu belicos este manifestat în momentul competiției sportive. Restul știu să fiu un om tandru, cum este și domnul Marinescu, iubitor de animale, de frumos, de oameni cu valori morale, familie, etc. Deci... Asta e mesajul nostru. Dragii mei, cetățeni, prieteni, angajați, fiți în primul rând oameni. Cea mai grea misiune a unui om e să fie om, în primul rând. După aia le faceți și pe celelalte. România poate fi salvată, Marius, prin sport, prin cultură, prin cunoașterea istoriei, prin respectarea legilor și în primul rând printr-o credință. Deci că vorbeam de istorie. Istorie e cea mai frumoasă poveste, să spun așa. Vezi, fără cultură, fără performanță, noi nu am avea, hai să zic, origini. Nimeni n-ar ști de noi dacă nu ar ști de cultura noastră. Și fără cultură nu poți să mergi mai departe. Nu poți să ajungi la niște concluzii. Nu poți să tragi învățăminte. Exact. Vorbim de noi care mergem la sală și ne luptăm cu fiarele. Ne luptăm cu fiarele fiindcă suntem altruiști, fiindcă vrem să ne autodepășim, vrem să ne echilibrăm, să ne controlăm mai bine, vrem să-i ajutăm pe seminii noștri care sunt în suferință, care sunt, în sfârșit, mai neajutorați, că e vorba de copii, că e vorba de tineri, că este vorba de animale, dar avem o problemă foarte mare cu aceste fiare care sunt în libertate, cu acest indiviz, cum e acesta de la Primăria Capitalei, acest interlop care reprezintă ecarisajul în București, îi reprezintă șeful hingherilor, care îi bate pe iubitorii de animale. Hai să vorbim de lucruri frumoase, lasă-mă, că am vorbit nevinovați. Deci ăstea sunt fiarele periculoase pentru societate și, din păcate, sunt foarte multe. Da, dar uite-te la el, uite-te la acest violența. Individ. Lăsând la o parte violența care a demonstrat. Eu de câte ori l-am auzit pe ăsta, că nu știe să lege două fraze. Îmi dau seama că este un incult total, că îi lipsește, practic, este trepanat din punct de vedere cultural și educațional. Păi, ce pretenții să am? Dădea cu pumnul, dădea cu ce pumnul. Exact, asta zic, un pic de... Să nu mai streapă între noi, fiindcă sunt un pericol pentru ordinea publică, un pericol social, să fie izolați de societate, fiindcă nu pot conviețui cu noi atâta timp cât sunt violenți față de seminii lor. Da. Ar trebui să construiască niște închisori pentru ei, pentru toți ăștia care sunt violenți. Și mă gândeam ce bine ar fi dacă această energie pe care o folosesc împotriva oamenilor nevinovați, aceste fiare ar folosi-o constructiv. Uite, să-i pui să termine canalul Siret Bărăgan. Să-i duci la muncă până și spășesc o pedeapsă. Dom'le, e inadmisibil. S-a întâmplat acest accident, zic eu.
această tragedie, că e o tragedie pentru fata aceea care a fost lovită cu brutalitate și acest individ este încă liber. În ce țară trăim? De ce nu se aplică legea în România? Din cauza acestui individ, Sorin Oprescu, care e primar general al Capitalei și care are influență mare în justiție, din cauza lui nu se aplică legea, fiindcă, în mod normal, acest șef al hinghierilor, după ce a bătut niște oameni nevinovați, niște tineri, ar trebui să stea în pușcărie. Ba, cred că și Oprescu ar trebui și locul lui este tot acolo. Deci, oare când se va face curățenie în România? Marius, și de ce nu se face curățenie? Și am mai spus-o. Vreau să vă propun amândurora să discutăm despre acest moment când se va face curățenie și ordine în România. Oare nu cumva atunci când societatea, fiecare individ, va fi la un nivel suficient de ridicat din punct de vedere moral, din punct de vedere cultural, de ce nu? Pentru că se leagă. Și din punct de vedere, a ce spunea Radu, al dragostei, până la urmă, de țară. Nu cumva abia atunci se va face altfel dacă încercăm să impunem prin nu știu ce import, domnule, să fie două partide ca în America, să ne comportăm ca în Marea Britanie, să fim precum nu știu cine. Nu știu dacă duc la vreun rezultat toate importurile astea. Nu trebuie să copiem nimic, Dragoș. Trebuie să avem tiparul nostru. E adevărat, asta e o lipsă de, poate, mândrie națională. Lumea trebuie, nici în ziua de azi, sunt mulți care nu știu care e exportul național. Oina. Nu știe nimeni. Nu știe nimeni când e lăsata secului, Drăgaica, toți știu de Valentine's Day. Mă, dacă împrumutăm niște lucruri, sunt de acord, dar să nu împrumutăm și palea rele. Cred că e de ajuns să vadă niște filme care, sau jocuri, dar nu trebuie să ajungem să le transpunem în viața reală. Și într-adevăr, lichelele, care nu leagă două cuvinte. Știi cum era bancul ăla? Știi ce veverițe au la coada în spate? Că ele e în față. Știi? Nu ajungi. Trebuie să ajungi în clasa 5-a ca să faci acordul predicatului cu subiectul. Nu știu în ce clase au ajuns ei sau câte clase au din toate punctele de vedere, dar acești oameni, eu zic că justiția există și nu este oarbă și aceste lepădături, și mă adresez tuturor lepădăturilor, că am văzut multe chestii și Dumnezeu mi-a dat să nu văd de fapt prea multe, că nu știu cum aș reacționa cu o mizerie ca asta. Dacă l-aș vedea. Pe cum ai reacționat și până acum? N-ai înțelegi? Apelat la puterea ta nu mare? Nu știu. Și vezi tu că te enervezi când vezi așa ceva. Simți nevoia să îi smulgi urechile, să îi lendești în ce orificii are. Mă înțelegi? Dar există justiție, fiindcă acest om sau acești oameni care au făcut odată, cum zice francezul, qui bi boira sau cine a băut va mai bea, acești oameni vor mai face. Așa. Deci nu se vor opri aici. Să zică, gata, domnule, sunt de astăzi, nu. Vor veni cu alte și alte chestii. Și toleranța stă la baza tuturor relelor. De aceea trebuie să înțelegem. Toleranța prost înțeleasă. Toleranța prost înțeleasă. Bineînțeles că prost înțeleasă, că despre asta vorbim. Auzi, da. Radu, este o lege privind vânătoarea. Dom'le, este inadmisibil ca tu, popor român, prin organul tău legiuitor, Parlamentul, să dai o lege în care să spui că vânătoarea este un sport. Dom'le, ce sport e ăla când produce atâta suferință unor animale nevinovate? În România, în momentul de față, sunt 200.000 de arme de vânătoare. Deci sunt 200.000 de vânători oficiali, cei care au pușcă. Dom'le, din punctul meu de vedere, ăștia sunt toți niște criminali. Eu mă bucur când de multe ori anunță la televizor, zice, unul s-a împușcat cu propria lui armă. Sau altul a mers la vânătoare și a împușcat un alt partener lui de la vânătoare. Ăștia sunt criminali. Ar trebui interzis imediat vânătoarea, fiindcă vânătoarea inspiră nu la educație, la crimă, inspiră la ură, inspiră la barbarie. Deci asta, cruzimi, le inspiră un sentiment sălbatic. Deci vânătoarea ar trebui interzisă imediat, cum s-a interzis și în Germania și în țările civilizate. Păi, mai spuneam la o emisiune la tine cu ceva timp în urmă, am văzut pe un post de televiziune care se ocupă despre, e specific numai pentru vânătoare, și vedeam niște vânători care au împușcat un cerb, cred că în coloana vertebrală, cerbul respectiv sătăra, și vânătorii discutau între ei, zice, domne, hai să-l împușcăm în inimă,
să nu cumva să-i stricăm trofeul. Și cerbul respectiv sătăra că nu mai putea să meargă, avea lacrimi în ochi, iar vânătorii, niște criminali odioși, îl împușcă în inimă și pe urmă să o luau în brațe și să felicitau că au împușcat animalul ăla nevinovat. Dom'le, păi ce mesaj transmis tu? Deci asemenea scene nu trebuie să le mai vezi la televizor, nu trebuie să mai întâmple. Știți, și știi foarte bine, Dragoș, că ai fost un parlamentar foarte bun. În România sunt vreo 3220 de comune. Știi că în fiecare comună există cel puțin un braconier, dacă nu mai mulți. Bine. Aceștia au fost vânători. Unii mai au pușcă, alții nu mai au pușcă, pun tot felul de capcane pentru animale sălbatice și chiar domestice, chinuiesc acele animale, le prind și le omoară cu bestialitate. E atâtea cazuri de atacuri ale urșilor sunt datorate acestor capcane improvizate de braconieri. Ursul este rănit și ursul rănit e un pericol. E un pericol. Altfel el se ferește din calea omul îl simte de la minim 200 de metri. Punctul meu de vedere este... Eu am dat blaua cu muntele și în general îmi place să merg singur pe munte. În zona noastră a Zugii sunt munți neumblați. În zone în care umbli o zi întreagă și nu găsești picior de om. Plin de urși. Niciodată nu m-am întâlnit cu ursul. Niciodată. Pentru că mă simt să duc în treaba lor. Știi cum e? Tot omul este de vină că i-a distrus ursului și numai ursilor habitatul lor natural. Da, deci au defrișat pădurea. E un jaf ce s-a întâmplat în România, că am discutat și la tine despre chestia asta. Hai să revenim la întrebarea mea. Apropo de sport, cultură și ajungerea la un nivel al societății la care societatea singură să respingă și nenorocirile astea care le vedem în justiție și asemenea personaje care apar propulsate la primărie sau în fruntea diverselor instituții. Nu cumva asta trebuie, adică de asta mă repet, amândoi sunteți niște oameni cu preocupări extraordinare și în sport, dar și oameni extrem de citiți. Mă rog, care aveți o pasiune extraordinară pentru cultură. Dragoș, trăim într-un stat mafiotizat. Am mai discutat cu tine și am spus, dom'le, conform Constituției spune că avem trei puteri în stat, legislativă, executivă și puterea judecătorească, nu. Vorbim de hoții și vardiștii. Am mai spus, vardiștii, hai să zic, sunt o parte din cei din justiție, o parte din serviciile secrete, iar pe cealaltă parte... Da, pentru că societatea acceptă, Marius. Sunt hoți. Hoți, cine sunt? Și societatea votează pe hoți. Sunt de acord cu tine, da. Sunt liderii partidelor politice, liderii partidelor politice care se succed la guvernare, că îi spune PSD, PNL, PDL, UDMR și așa mai departe, care sunt mână-mână între ei, sunt, știu eu, 10-20, mai au și niște grupuri de interese în spate și aceștia taie și spânzură în România. Aceștia au luat în arendă, să zic așa, în concesiune România de 25 de ani fură, fiindcă ei își numesc parlamentarii, pe marea majoritate, nu zic că nu sunt și oameni buni, dar foarte puțini, care sunt dați la o parte, ei își numesc pe cei din guvern, ei îi numesc pe cei deconcentrate, că se fac numiri politice de la ministru până la director. Și lumea îi aplaudă, Marius. Deci și lumea îi aplaudă. De ce? Stai să ne uităm cine îi aplaudă. Votează. Da. Și să ne uităm cine votează. Nu votează toți românii. Votează decât o parte, votează cei care sunt membri de partid, care au interes și familiile lor. Bun. Fiindcă oamenii săraci, justificare, oamenii sunt atât de săraci, niște șmecheri care conduc partidele, vor să pună mâna pe putere și țin tot timpul puterea de 25 de ani, fiindcă ei fură, ei împar banul public, iar ceilalți care sunt membri de partid, marea majoritate, se bucură și că găsesc un loc, un serviciu pentru copiii lor. Despre asta e vorba. Deci, vorbim de niște oameni foarte bogați, de niște, hai să zic, oligarhi, niște oameni politici, niște mari rechini care manipulează România. Toți acești, în sfârșit, mari rechini, știi că au televiziunile lor, la televiziuni sunt numai... Da, Marius, încă o dată, numai asta manipulări știm în toți, sensul și în interesul toți. Lor. Problema este că nu se înțelege și nu înțelegem de ce noi suntem cei care îi trimitem acolo. Păi nu-i trimit eu acolo, nici tu nu-i trimit. Nici Radu nu-i votează. Nu-i votăm noi. Dar este suficient, fiindcă se prezintă 30% la vot, sau chiar mai mult, și am spus, marea majoritate sunt cei care sunt membri și familiile lor în politică. Bugetarii la fel, care marea majoritate sunt
sunt oameni politici și numiți, în sfârșit cum este numit și acest infractor și acest șef al hingherilor de la Primăria Capitalei, numiți politici. Sunt numiți politici. Ei au în țintă să fure banul public. Și cine să mai merge la vot? Din păcate, mai merg încă 30% dintre cei care votează, care sunt oameni serioși și dau tot timpul votul negativ celor de la guvernare. Sigur, ce ar trebui să facă, părerea mea, este în România, când nu se va mai fura, atunci vor fi bani suficienți pentru investiții și pentru locuri de muncă. Cine crezi, poate, Marius, să facă chestia asta? Și Radu, numai Uniunea Europeană, să știți. Într-o societate, nu cred, dar în fine. Nu, într-o societate sănătoasă, crezi că un asemenea individ cunoscut, nu vorbesc de Băncescu, un individ cunoscut ca șmecher, ca aparținând unei zone care face bani fără să se înțeleagă cum, din furt, practic, ar avea curajul să iasă în fața opiniei publice, să spun, votați-mă pe mine. Uitați-vă la ăsta, care era cu Bercea Mondial și cu Mircea Băsescu. L-ați auzit vorbind, un derbedeu de ultimă speță, domne, un infractor. Și el a candidat pentru funcția de senator. Ar avea, oare, într-o societate normală, la cap, curaj, să iasă un asemenea personaj pe ulițele satului, să zică, păi, eu... Acum iese și lumea aplaudă, nu vedeți? Chiar dacă nu merge la vot. Fiindcă da. Suntem întreini într-o societate informare puterea. Informare în exces înseamnă dezinformare. Știi cum era că tot vorbeam de istorie în vechile societăți, chiar antice? Adevărații oameni, că acolo se vedea filtrul, plecau și, bineînțeles, capabili de luptă, se duceau la război. Handicapații, din toate punctele de vedere, rămâneau cu femeile. Ei construiau societățile. Ei erau cei care construiau societatea. Acum, vezi, tu, nu mai sunt războaie, să plecăm cu sabia să vedem. Bă, noi mergem la război, mai merg alții, că ăia suntem noi. Dar poate nu ne mai întoarcem, că ne decapitează acolo, ca în 300. Ai văzut, au plecat și au rămas oligofrenii, care au vândut țara. Așa este. Asta e treaba. Și mi-amintesc și un vers al lui Eminescu, unde ești tu, țepești, Doamne, ca punând mâna pe ei, să-i transformi în două cete, în smintiți și în mișei. Oamenii, Dragoșe, nu știu care e rău și binele. Asta e problema. Ai întrebat de ce oamenii aleg anumite chestii. Mulți oameni nu știu. Și apropo, vreau să fiu scurt. De ceea ce spunea Marius Marinescu, și am mai văzut un documentar cu o zebră tăiată, tranșată, nu știu, o chestie foarte nasoală, nu la noi în țară, într-o grădină zoologică, și copiii când vedeau actul acela de violență plângeau. Deci asta e reacția copilului. Dacă e un copil la vânătoare, plânge. Nu zice, mamă, ce mișto, îmi place, mai arată, mai împușcă o dată. De altă parte, tot acum câteva zile au dat un reportaj cu o balenă tranșată ritualic în Japonia, da? Cu copiii de față, să învețe pe copii ce înseamnă vânătoarea de balene. O vânătoare tradițională în Japonia. Bun, tradițională, tradițională, dar asta a fost acum sute de ani. Tradițional, acum mii de ani era și să intri peste satul vecin și să-i omori pe toți. Altceva. Da, adică ca să supraviețuiască. Dar nu să transform lucrul ăsta, măcelărirea animalelor să într-un sport. Să te excite, să-ți placă, să na, de plăcere. Da. Păi transformându-l într-un sport, dezvolți cruzimea despre care vorbeam, dezvolți partea negativă a omului, partea de agresivitate. Și atunci de-aia să ajung la astfel de situații extreme. Când un individ, cum este asta de care spuneam, mai repetăm, a ena oară, poate o să înțeleagă și Oprescu și autorității, motivul zilei, care ar trebui ca locul lui să fie după gratii acest șef al hingherilor. Intenționezi să mai faci vreo manifestare, ceva cu Federația pe acest caz? Sau... Aveam în analiză și acest lucru. Vrem să vedem cum reacționează autoritățile statului, vrem să vedem dacă nu îi dă mandat de arestare acestui individ și, sigur, dacă nu o să-i dea mandat de arestare, atunci o să organizăm un meeting, poate la Ministerul de Interne, poate la, știu eu, la Justiție, la Guvernul României, ca să, în sfârșit, să tragem un semnal de alarmă vis-a-vis de aceste violențe față de câinii comunitari, față de oameni. Aceste violențe trebuie să înceteze imediat. Corect. Radu, înțeleg că duminică organizezi un concurs la Rădăuți, un concurs de Scandărbeg, da? Da, de Scandărbeg, Cupa Bucovinei la Scandărbeg în Rădăuți. Am mulți prieteni în zona Bucovinei. Au și oameni puternici acolo, și, da, lemnari, țapinari. Da. Avem un vicecampion mondial în Rădăuți, un băiat fantastic, dar nu o să-l găsim, Andrei Chiprianov îl cheamă. Și de acolo e și celebru Ștefan Rus, unul din marii luptători
poate oameni cel crescuți mai mare. Cu multă afinată, probabil. Da, da, unde se pune harta în cui de-abia aștept să ajung, da. Să știi că spiritul, m-am plimbat prin toată țara asta, spiritul e același, înțelegi, dar din păcate, în zona de sud, am fost blocați de răutate, prea multă răutate, prea mult hoție. Hoție, da. Uite, eu îți fac o invitație pentru septembrie, în măsura în care reușim să ne coordonăm, să realizez, de fapt, la Azuga, acolo unde domiciliez eu, chiar de zilele Azugii, poate în septembrie, un concurs a Văii Prahovei. Și o să vezi și acolo o lume extraordinară. Marius, de asemenea, ești invitat. Sigur, acolo mulțumesc. E o zonă de protecție a animalilor deosebită și a mediului mai ales. E nevoie o însă... zonă frumoasă, a mai fost la tine. Poate vă conving. Era un vers pe vremuri, nu știu cine scrisese, Valea Cerbului aici, da. Adăpost de cuib ferice, departe de lumea rea. Foarte frumos. Nu mai țin minte cine a spus-o. Probabil Nestor Urechea, el a fost. S-ar putea. Cu drag și... o să vin, Dragoș, cu drag. Exact. Totdeauna cu drag. Alături de oameni, de copii și cei care nu ați înțeles încă, deschideți toți ochii. Cei doi și al treilea de la glanda pineală, al treilea ochi, deschideți-l ca să înțelegeți. Și mai ales deschideți-vă sufletul, cred că... Și sufletul, bineînțeles. Da. Fără suflet. Marius, îți mulțumesc. Radu, de asemenea, vă aștept oricând cu plăcere și cred că astăzi Românica mea a fost cea mai plină de învățătură emisiune. Te rog. Transmitem un mesaj iubitorilor de animale că suntem alături de ei, alături de animăluțele lor și facem front comun împotriva bestiilor și nu o să ne lăsăm până când aceste bestii nu o să ajungă în pușcărie, acolo unde le este locul. Mă, fraților, cum zicea în istorie, vom merge până la capăt, indiferent unde va fi acel capăt. Îl citesc pe Mihai Viteazul. Sigur că da, vom fi alături de voi. Pe acolo nu se trece. Da, niciodată, pe aici nu se trece. Niciodată. Bine. O seară bună, stimați telespectatori.